cu fracții, oameni buni. Acum, fracții. Cele mai... Da. Operații cele mai... cu fracții. Chiar așa e cu fracții. Operații cu fracții. Operații cu fracții. Bine. Și începem. Dați-mi așa, cum știți dumneavoastră. Da, da. Marca Prof Online. Bine, așa fac. Ok. Deci, 2 pe 3 înmulțit cu 3 pe 7 minus 1 pe 14 egal. Prima problemă este înmulțirea. Da. 6 pe 21. Corect. 6 supra 21. Minus 1 pe 14. Corect. Și îți place 6 pe 21? Că... Îți place? Ai tu un moment de supărare? 6 pe 21. Este ireductibil. Știi că noi am făcut, am pus la punct o idee. Niciodată o fracție este ireductibilă. Este. Prin 3. Prin 3. Și este egal cu... Uite cum a scris un profesor. Păi da, da, așa am scris și da. Simplificăm pe 3. 2 pe 7 minus 1 pe 14. Stop, stop. Oare nu puteam să ajungem deodată la 2 pe 7? Decât să mulțim și pe urmă să simplificăm. Căutam un numitor comun. Nu, la mulțire nu. Ne imaginam că am și înmulțit și adică am simplificat pe 3. Oare nu puteam să simplific 3 cu 3? Aha, adică 2 pe 7. Deodată 2 pe 7. Superb este. Ai uitat că vine matematicii. Da. La matematicii. Dar noi am discutat asta. Da. Că la mulțire se simplifică. Că în final este ca și mai fi mulțit și până simplificăm. Eu de aceea te-am lăsat așa. Normal. Ca să te convingi tu. Că puteai să simplifici și la 2 pe 7 să ajungi așa. Corect. Și acum, dar egal mai departe cu? Este egal cu 2 pe 7 și pe 2 pe 7 îl amplificăm cu 2. Deci amplificăm asta cu 2 și face cât? Și va fi egal cu 4 pe 14. 4 pe 14. Minus 1 pe 14, care este egal cu 3 pe 14. Așa, 3 pe 14. Și am mai făcut noi un lucru. Nu mai scrim așa 4 pe 14, ci scrim doar o singură dată în viitorul comun 14. Da, da? 14 și 2 ori 2, 4 minus 1 scrim. Deodată. Da? Și face 3 pe 14 pentru toți prietenii noștri. Așa, am început cu o primă capcană acolo. Simplificăm ce lucru ai ținut de aici. Cu ce reții tu foarte tare? Că nu... Simt că trebuie să fiu atentă. Așa, la simplificăm. Adică nu se poate simplifica. Da, da. Și dacă nu reușesc din prima... O faci mai târziu, dar pierzi niște timp. Da, dar trebuie să fac. Da. Totuși. 5 pe 10 înmulțit cu 3 pe 7 înmulțit cu 14 pe 3 minus 1 pe 5 plus 3 pe 7 egal cu. Nu mai păcăliți. Pe prima o simplificăm prin 5. Vorbește frumos. Da, da. Daria, dacă faci încă un efort în chestia asta, da, da, o să fii mai fericit. Este nemaipomenit. Nemaipomenit. Și mai ales pentru faptul că se înregistrează, exact. Știi? Ținuta trebuie să fie foarte important. Și tu treci ca o elevă foarte bună dacă... Ai văzut vreun film cu George? Nu? Trebuie să vezi. Vezi? Într-o ținută de asta mai... important și când vorbim, da? Ok. Și tu știu că ești eu. Deci, prin ce mai simplificăm prin 5? Corect. Da. Și, face și este egal cu 1 pe 2. Aș pe loc facem. Ori 3 aici, pe 7. Daria, aici. 1 pe 2. Da, așa. 1 pe 2. Pe loc. Da? Pe loc facem. 14 pe 3 nu se poate simplifica. Nimic nu se mai poate. Da, în diagonală. Ia uite-te. A, și în diagonală. Sigur că e mulțire. 3 cu 3. Așa. Stai. Așa. Care ne dă 1. Avem 1 și 1. 1 și 1, foarte bine cum ai venit. Și 5 cu 7 nu, 10 cu 3 nu. 5 cu 7? Doamne, 1 cu 7 nu, 2 cu 3 nu,
trei cu trei am făcut, 7 cu 14. Așa, da, da. Care ne dă 1 pe 1 și 2. 2 sus. Hai, atenție, unul pui bun, unul pui pe 2, da? Da. Ca să vedem ce rămâne acum. Și acum sus ne-a rămas. Apoi o să avem... Așa, mai ne uităm. Se mai poate ceva? Unu cu șapte, doi cu unu, unu cu unu. Doi cu cât? Doi de aici. Ai înțeles? Da, putem și așa. Da, în mulțire, da. Că doar, Daria, când se mulțesc acolo, vinea doi sus și doi jos. Că ai văzut doi cu doi. Tu făceai unu ori unu ori doi? Unu ori unu ori doi și doi ori unu ori unu. Și era doi pe doi, adică unu. Unu. Și uite ce a rămas din toată mulțirea aia, Daria. Oh my god. Ce a rămas? A rămas unu pe unu, ori unu pe unu, ori doi adică pe unu. Nu, ori unu pe unu, că uite, e tot unu și acolo. Unu pe unu, ori doi, ori doi pe unu. Unde ori doi? A, că am simplificat-o. Am simplificat-o și pe aia. Adică unu. Unu. Unu pe unu, adică unu, pur și simplu. Unu. Minus unu pe cinci. Dar se poate urmă, nu știu, nu știu, nu știu, nu știu. Da, stai să vezi acum cum se poate. Deci uite ce a rămas din tot. Ia, urmărește puțin că tu aici n-ai prins-o. Să scriu. Asta-i. Așa. Observă un pic cum a scris domn profesor, cum a simplificat, cum le-a pus pe toate. Păi, 1 minus 1 pe 5. Nu, vreau să spun, mama, să mai insiste un pic aici. Aici, da. Înainte a părăsi, să vedem. Deci, la înmulțire, simplificăm și așa. Da. Dar și așa, cu de aici până în colțul celălalt, dacă sunt mai înmulțiri. Da? N-are importanță. Da. Și am observat. După 5 și 10, 1 pe 2, 3 pe 7, 14 pe 3, 3 cu 3, 7 cu 14, 2 sus, 1 jos, și 2 de aici cu 2 de acolo. Da? Eu nu credeam că se poate simplifica de aici până acolo. Adică păi da, că da, da, acum când știm logica faptului, da. Că doar e mulțirii și sus va fi un număr, jos e un număr, și atunci o faci la... Da. Limpede așa trebuie făcut, da? Și acum, aici poți să zici unul pe unul. Da, pot să spun unul pe unul. Da? Unul pe unul. Da. Și ce? De acum nu ai toate șansele să lucrezi. Poți să sigur că da, dar haide să vedem, poate nu ajungem să avem datorii, poate ne merge ieșit. Păi... Care e numărul care se împarte exact și la 7 și la 5? 35, da? 35. Mă gândeam, dar crezi că mai trebuie să faci 1. 35, 35 împărți la 1, amplificăm aici cu 35, la ăsta cu 7 și ăsta cu 5. Că știu cum se amplifică. Da? Da, și va fi egal cu 1. O linie de fracții, da. Punem 35. 35 pe 35. Da. Și acum te rog să vă faci. Minus 7 pe 35. Da. Și plus 15 pe 35. Și face? Fă calcul. 5 este egal cu 1. Poți fac mai întâi, ca să fie puțin mai ușor. Că dacă mai întâi scad... Deci 35 plus 5, dacă vrei, nu 15, așa vine, nu? Da, 35 minus 7 plus 15. Da. Și am vrut să fac 5 minus 7, ca apoi, ca să nu mai calculez. Acum, spune-ți ții mai bine, dacă mai pune pe mine să fac, aș face așa. Deci este 35 minus 7 plus, da, plus 15. Eu adun 36 cu 15, care face și cât? 50 minus 7. 43 fac bine. Dar nu. De ce nu? 35 și cu 15. Da. Că-s cu plus. Dacă vrei 35 minus 7, cât face? 28 plus 15. 15, 43. Dar vine mai bine așa, crede-mă, vine mai bine. Uite că 35 cu 15 nu fac 50? Da, da. 50 minus 7 nu fac 43? Deci vezi cât e de frumos, cât de interesant. Deci răspunsul este 43 pe 35.
întrebarea, asta e fracție sub... La 43 pe 35, adică practic tu ai 35 cm și ai 43. Există și fracții de astea mai mari decât 1. Se cheamă supraunitare. Mai mult decât 1. Aici ar fi un corp... Ar fi, fii atentă, Daria. Trebuie să înțelegi, ai fi un corp așa. 35 pe 35 plus până la 43 cât mai e? Până la 43... 7. 8, parcă bine. Era 35 până la 43. Da, 8. Plus 8 pe 35. Adică face un întreg și plus 8 pe 35. Da? Deci este un segment și încă al doilea segment. Asta înseamnă că e 1 plus 8. Deci tu ți-a rămas în minte că vorbești numai de fracții subunitare. Dar există și fracții supraunitare, mai mult de 1. Deci avem așa. Ia să spun așa. Tipuri de fracții. Tipul de fracții. 7 pe 3. 5 pe 2. 9 pe 4. Sunt supraunitare. Supraunitare. De ce supraunitare? Dar 1 pe 4 nu e supraunitare. Dar e 9 pe 4. A, n-am văzut. 9 pe 4. Supraunitare pentru că el de sus e mai mare decât de jos. Da. Deci spune practic de ce. Practic tu alea 4 le împărăți încât sunt alea de sus. Nu. Atenție. 7 împărțit la 3 merge de câte ori? De 2. Rest 1. Da. Deci 7 pe 3 da. Este egal cu 7 împărțit la 3. Da? Așa se scrie. Care îmi dă, știu, câtul e egal cu 2 și restul e egal cu 1, nu așa? Așa se scrie? Nu. Vreau să spun cum s-a... Da, acum s-a rezolvat. Cum s-a rezolvat. Deci, 7 pe 3 este egal cu 2 plus o treime. Plus 2, că merge de 2 ori, plus o treime. Nu așa vine? Da, da. 2 plus o treime. Și dacă vrei să aduci la aceeași numitor, aici amplificăm cu 3, 3 ori 2, 6 și cu 1, 7. Da? Mergem înapoi. În concluzie, aceste fracții care sunt mai mari decât 1, se numesc supraunitare. Deci, mai supra 1, 1. Mai mult de 1. Deci, supraunitare înseamnă mai mult de 1. Și când se întâmplă asta? Când ăsta de sus e mai mare decât ăla de jos, supraunitare. Iar când se întâmplă 2 pe 2, 3 pe 3, 5 pe 5, toate sunt egale și egale cu 1, se cheamă echiunitare. Echiunitare. Deci supraunitare, echiunitare și subunitare. Adică 1 pe 5, 2 pe 7, 3 pe 4 sunt fracții subunitare. Deci, ce fel de tipuri de fracții avem? Avem tipuri de fracții supraunitare, echiunitare și subunitare. Da. Supraunitare, echiunitare și subunitare. Echiunitarele sunt când dă un întreg. Sigur. Supraunitarele când este peste și subunitarele sunt cele care puțin, facem noi acum. Care facem noi tot timpul, trei pătrimi, reprezentăm un segment, întregul, da? Deci tot ce am lucrat, noi am lucrat cu fracții subunitare. Și tu m-ai întrebat aici, că nu prea ai înțeles tu ce înseamnă fracția asta, 43 pe 35. Tu spuneai așa. Păi 35 împart și eu 43, cum se iau din cele 35 43? Și ți-am răspuns. Avem un întreg și din al doilea întreg luăm, îl împărțim pe acela în 35 și luăm 8. Din al doilea, ca și cum ai pune doi întregi unul lângă altul. Da. Bun. Acum să ne întoarcem la lecția noastră.
Vezi? La fiecare moment apar tot felul nu de... Nu uitați de like și share, chiar dacă nu ne auziți. Chiar dacă nu ne auziți. Știți ce spunem. Asta este. Lecția asta... Totuși, nici nu vedeți, nu? Nu, se nepejesc acolo, asta e situația. Dar, e vina noastră. E vina noastră este problema asta a băieților de acolo care lucrează. Din păcate... Rău. Recuperăm noi lecțiile. Le punem pe internet. Păi doar ce văd pe cameră, nu mai pe calculator. Sigur că da. Asta este. Hai să vedem, Daria, un alt exercițiu. Să spunem așa. Mai lunguleț sau altul așa mai micuț, nu? Îl facem un pic mai interesant, da? Da. Da. Deci, să zicem așa. 3 pe 3 ori 2 pe 7 ori 14 pe 5 minus 1 pe 2 împărțit la 1 pe 4 tot într-o paranteză împărțit la 1 pe 2 minus 1 tot într-o paranteză dreaptă împărțit la 1 pe 3 plus 1 egal cu. Ajutați-mă Dumnezeu! Oh my God! Sau asta e vrut? Asta e. Prof online, pericol pentru... Elevi, pentru elevi, pentru Daria, da? Prof online, pericol pentru Daria. Hai să știți vedem. Știți ce? Nu mă mai bagă. Nu? Hai să vedem. 14 cu 7! 14 cu 7 se zic, da? Păi 14 cu 7, adică prin 7, nu? Așa adică 1 și 2. 2. Ai fracție supraunitară, nu? Avem o fracție supraunitară. Nu ne interesează. Vedem dacă epuizăm toate simplificările și până continuăm, da? Da. Apoi, 3 cu 1, nu? 4 cu 2. 4 cu 2? Și rămâne aici 1 și aici 1, 2. Da. 3 cu 1, nu, 2 cu 2. A 2 cu 2, cu 2 și rămâne 1 sus și 1 aici. Da. Și cam atât. Da, nu prea mai multe, din păcate. Și acum? Păi, acum trebuie să facem 1 pe 2. Nu, 3 ori 1 ori 1, sus da. Mulțim. 3 ori 1 ori 1, 3 pe 5 avem. Da, 3 pe 5. 3 pe 5 într-o paranteză dreaptă și într-o paranteză rotundă asta. Da. Minus... Pe prima acolo la 1 pe 2, împărțirea 1 pe 4, o amplificăm cu 2. Atenție! Cum se împart două fracții? Ai uitat. Nu, n-am uitat. 1 pe 2 ori 4 pe 1. Perfect! Deci minus 1 pe 2 ori 4 pe 1. Adică 4 pe 2. 4 pe 1, lăsăm așa, închidem paranteza rotundă. Tundă. Da, rotundă. Și avem împărțirea 1 pe 2, care îl lăsăm așa. Da, n-avem ce face. Adică, practic, luăm jumătate, împărțirea 2. Plus 1, vom vedea când ne vine timpul. 1 pe 2, minus 1, nu? Minus 1, da. Tot într-un paranteză. Împărțirea 1 pe 3. Paranteză dreaptă, împărțim da. Totul la 1. Plus 1. Plus 1. Și acum ne putem pune într-o paranteză. Așa, paranteză dreaptă, egal cu paranteză dreaptă, paranteză rotundă. 3 pe 5 minus 4 pe 2. Minus 4 pe 2, cât face 4 împărțit la 2? 4 împărțit la 2. 4 împărțit la 2, 2. 2. Ca și mai fi cu simplificat 2 cu 4. Și aia rămâne 2, 1. Da? Și 2 ori 2, 1 ori 1, 2. 2 pe... 2 pe 1, 2. Da. 2. În paranteză. Să nu mai cazi pe creta aceea. Nu știam ce am crezut că era el, să-i crezi că nu călca de creta, mama. Așa,
Deci avem 3 pe 5 minus, pe 5 minus 2. Da. Deci cum ați face-o? Tot mă duceți la întreg să scad. Dar nu mă lăsați! Că nu puteți! Dar cum să puteți? Nu! Deci, deloc! Deci împărțit în continuare la 1 pe... 1 pe 2. Da. Minus 1. Corect. Împărțit la 1 pe 3. Împărțit totul la 1 pe 3. Plus 1. Plus 1. Și egal cu... Oh my God! Mă doare căpșul! Acum pune totul într-o paranteză rotundă. Pentru că poate devine o paranteză rotundă. Și facem 3 pe 5 minus 2. Domn profesor? Aici e o problemă? Da! Deci, hai să punem plus ca să meargă ieșițul. Modificăm aici, da? Plus. Da, perfect! Așa, plus. Nu puteți spune cine voastră ori, că e mai ușor. Da, da. Plus, nu, așa. Plus. Nu mă lăsați. Of. Păi putem să spunem, practic, 2 pe 1. Putem să spunem 2 pe 1 să numărăm. Sigur că da. Și pe prima o amplificăm cu 5. Nu pe prima cu nimic. Pasta. Pe a doua, da. Da, cu 5. Și egal cu? Și este egal cu 3 pe 5. 3 supra 5. Atunci puneți și paranteză dreaptă și paranteză rotundă. Da. Plus 10 pe... 1. 10 pe 5. 5. 10 pe 5. Da. Plus adică 13 pe 5. Deodată, 13 pe 5. Da, ca să punem numai paranteză rotundă. Corect. 13 pe 5. 13 pe 5. Împărțit la 1 pe 2. Minus 1. Tot într-o paranteză rotundă. Da. Împărțit la 1 pe 3. Da. Plus 1. Și atunci va fi egal cu... Păi... 13 pe 5 ori 2 pe 1. 13 pe 5, corect. 13 pe 5 ori 2 pe 1. Ori 2 pe 1. Închidem paranteza minus 1, da. 1. Dacă o să alte ce spune astea. Împărțit la 1 pe 3 plus 1. Și egal cu? Stăți puțin, plus 1. Și va fi egal cu? Păi, va fi egal cu 26 pe 5 minus 1. 26 pe 5 minus 1 împărțit la 1 pe 3 plus 1. Și va fi egal cu 26 minus 1 întreg, domn profesor. Adică amplificăm cu 5. Amplificăm, da, cu 5 și practic dă 5 pe 5. Da, și 21. Adică pe 21 5. Pe 5, da. Așa pe 5. Nu mai duc. Am înțeles, da. Faceți sinteza ori fără ea. 21 minus. Este extraordinar. Deci operație cu fracții am făcut, domn profesor. Probleme care se rezolvă cu ajutorul fracțiilor. Tot a figurativă. Da. Nu știu ce. Dar știi că eu spun, eu. Păi da, păi da. Poate să supere pe mine. Probleme. Care se rezolvă cu ajutorul fracțiilor. Se rezolvă. Cu ajutorul fracțiilor. La revedere, domnul profesor. Bună seara, să mă urmă. Deci operații cu fracții. Am făcut probleme ce se rezolvă cu ajutorul fracțiilor. Da. Și metoda figurativă. Probleme care se rezolvă așa. Metoda figurativă aici. Metoda. Da, figurativă. Da. Figurativă. Și operații cu fracții am făcut. Da. Și operații cu fracții. Care sunt scrise sus. Așa. Trei. Pune trei acolo. Trei. Așa. Asta. Cam asta se văd. La revedere. La revedere. Deci